Noroc că astăzi primim sfaturi de la un specialist. Bine venit, Mona Ciurezu! Ne-am găsit! Ce subiect, de când așteptam acest subiect? Că nu prea vorbește lumea despre asta. Adică, adevărul este că pentru noi, adulții, știm că e foarte important somnul. Adică, dacă nu dormi câte ore trebuie și să fie un somn de calitate, o luăm cu aici și avem și afecțiuni. Dar, raportând asta la copii, cum stă treaba? De ce e important un somn de calitate pentru dezvoltarea lor? Acest somn de calitate este legat de somnul profund. Și atunci, ce se întâmplă în somnul profund este copilul crește. Și atunci, dacă calitatea nu este bună, atunci creșterea este afectată. Se întâmplă următorul lucru, se scot anumite informații din creier ca să intre altele și atunci, dacă nu doarme, trebuie și memoria și atenția și concentrarea pot să fie afectate, ne mai zicând de sistemul imunitar, care și la, ca și la adult este și el afectat. Și mai se întâmplă un lucru, se pot împiedica mai des. Ah, serios? Da, adică? Pot să apară accidente. Pentru că nu au dormit cum trebuie și atunci coordonarea mână-ochi poate să fie afectată când somnul nu este calitativ. Foarte interesant că mi-a atras atenția cu asta. Poți să ne spui, Mona, în cât timp este normal să adormă un copil? Da. Între 5 și 20 de minute. Dacă adorme sub 5 minute, adică picălat, sau se chinuie să adormă, deci ia mai mult de 20, în ambele situații vorbim de oboseală. Și există copii care adorm între 5 și 20 de minute? Da. Că la noi 45 de unde îi luăm? Unde cresc? Da, e foarte interesant și aș vrea să ne spui câte ore trebuie să doarmă copiii și aici cumva hai să structurăm, da? Să le luăm, să luăm pe categorii de vârstă. Dacă vorbim de nou născut, da. Da, putem să discutăm între 20 și 24 de ore, adică practic mănâncă și dorm. Da. Da? Pe măsură ce încep să crească, da, până în 4 luni, începe să scadă puțin, puțin, până la 15 ore, da? Urmează între 4 și 6 luni, între 14 și 15 ore, 6 luni, un an, în jur de 14 ore, da? Urmând 1-2 ani, 13-14, adică nu scade atât de mult pe cât ne așteptăm, pentru că ei se mișcă mult și au nevoie să recupereze din această perspectivă, după care 2-3 ani, vorbim de 12-13 ore, 3-5, scădem 11-13 ore, da? Da. Și după care încep să meargă la școală de la 6 la 12 ani, sunt undeva între 9 și 11 ore, ajungând la adolescență, sau fie aproape de un adult, undeva 8-9 ore. Aceste ore, mă gândesc că facem suma și cu somnul exact. De după-amiază. Vorbim de total 24 de ore. 24 de ore. Exact. Perfect. Dar de ce este atât de greu să-i convingem pe copii să am o problemă, să adoarmă, mai ales când ei sunt super obosiți? De ce? Când te-ai gândit că atunci cu siguranță exact, ar trebui să fie simplu. Păi trebuie să ne gândim ce se întâmplă în corpul lor. Și atunci când ei nu dorm, când corpul le cere, da, ei au o suplimentare de adrenalină și de cortizol. Și atunci această adrenalină și cortizol îi agită. Da? Și atunci, să zicem, melatonina nu funcționează. Deci nu e suficient să dea corpul ce are nevoie ca să doarmă, pentru că adrenalina este prea sus. Și atunci, de exemplu, ce le spun părinților e ca să adoarmă un copil, și asta e valabil și la adult, noi trebuie să reducem adrenalina, să creștem melatonina, care e hormonul somnului, și să scădem temperatura corpului. Așa că trebuie să avem grijă, ca înainte de somn, să nu-i lăsăm să alerge de colo-colo, da? Pentru că dacă noi influențăm negativ adrenalina sau temperatura corpului, apare această luptă. Iar mai este un motiv, în momentul în care sunt ei obosiți, le scade toleranța la frustrare și atunci ei rezistă, împing limitele mai mult pe fondul oboselii. Da? Ați auzit bunici care vin în vizită la 9:30 seara? Hei, să ne alergăm! Da. Lupta de la culcare a copiilor, mă rog, este similară cu insomnia adulților? Da și nu, în sensul că atunci când, de exemplu, vorbim de somn, prima oară trebuie să vreau să dorm. Da. Ok. La adulți nu e o problemă neapărat că nu vreau să dorm. Eu vreau să dorm. La copii, mai degrabă, e o problemă aici, că ei se luptă cu somn. Vor să facă, să se joace, să facă exact. Cu totul altceva. Următorul pas, după ce vreau să dorm, încep să mă relaxez. Și aici putem să avem copii care vor să doarmă și din cauza acelei adrenaline se tot mișcă prin pat de colo-colo și atunci putem să avem o similitudine, da? Vrem să dormim, dar nu putem. Însă mai e o diferență, la adulți insomnia este mult generată de gânduri,
de zona aceasta cognitivă, da. Pe când mai degrabă la copii, insomnia poate să fie generată de această suprastimulare. Aha. Și de oboseală. Interesant. Dar vreau să clarificăm, toți copiii se luptă cu somnul sau am tras noi bețele pe ele scurte aici? Cred că ați tras bețele scurte. Deci nu toți copiii, există și copii, da. Linii, na, nu avem modelul potrivit. De ce? Pentru că... E din fabricație. E din fabricație, da, le spun părinților următorul lucru. Temperamentul cu care noi ne naștem influențează foarte mult somnul. Și atunci, apropo de bățul pe care îl tragi, poți să ai copii care își ascultă nevoia corpului. Adică corpul îi spune, băi, mi-e somn. Și atunci... se lasă dus de senzațiile de somn. Și atunci e foarte ușor. Vezi copiii aceia care acum le e somn și își dau capul într-o parte. Nu trebuie să faci tu mare lucru. Și bun. Eu n-am văzut, eu doar am auzit despre așa ceva. Așa. Am avut eu unul așa, acasă. Primul. Deci există. Și a doua categorie, eu le spun iepuraș fără buton de stop. Da? În loc să se uită în interior și să simtă ce le spune corpul, ei se uită în jur, mai văd ceva mișcându-se, mai le trage ceva atenția și atunci chiar dacă corpul le spune, hei, mie mi-e somn, eu să zic, ce drăguț e acest lucru. Da? Mm-hmm. Și atunci această categorie de copii, a doua, are nevoie, să spunem, de mai mult ajutor din partea părinților. Scuze, am o curiozitate și nu pot să mă abțin dacă suntem în zona asta. Este lupta asta cu somnul este ereditară? Pentru că eu făceam la fel. Eu uram să merg la somn când eram mic. Mi se părea o pierdere de timp. Și acum mă uit la Natalia, la fetița mea și are aceleași apucături. Mă simt un pic ipocrit când o cert că nu vrea să meargă la somn, că știu exact cum era când eram mic. Există să transmiți asta copilului? Și dacă da, îmi cer scuze, Natalia. Zona temperamentală poate să fie transmisă. Da, deci cu aia ne naștem. De la dar există o veste bună. Așa? Că și dacă avem un copil cu acest temperament, sunt încă lucruri care pot fi făcute să nu se mai lupte. Păi, hai să mergem și la soluții, da? Gata, acum ne liniștim că găsim soluțiile. Ce trebuie să facem ca să adormă ei mai bine? Să-i alergăm. Bine, alergăm nu, că deja ai spus că îi supra-solicităm. Putem să-i alergăm, dar în prima parte a zilei sau... Nu drum spre pat, exact. Exact. E important să expunem la lumină naturală. Da. Da. Este primul lucru când vorbim de a-l ajuta pe copile, să ne asigurăm că ceasul lui biologic este setat. Asta ce înseamnă că dimineața, da, nu variază trezirea și respectiv expunerea la stimul mai mult de jumătate de oră 45 de minute. Adică dacă se trezește la 6 și mâine la 8, cresc șansa luptei la culcare pentru că corpul nu-l mai ajută, nu mai știe când și ce ajutoare să-i dea. Aha. Și atunci ăsta e primul pas, să mă asigur că nu variază cu mai mult de jumătate de oră 45 de minute. Al doilea lucru. Înainte de somn, cu jumătate de oră, e nevoie să reduc stimulii. Ce ziceam mai devreme? Să scadă adrenalina, da? Să nu cresc temperatura corpului. Și atunci, de exemplu, ce poate să funcționeze pentru un copil, poate așa, să nu funcționeze pentru altul. Corect. De exemplu, cititul, da, care e spus, e bine să citești copilul înainte de somn, la unii copii e bine să citești înainte de somn. Dacă copilul meu, de exemplu, se stimulează și îi crește adrenalina, începe să pună întrebări, face ca personajul din carte... Nu am ce să caut cu cititul înainte de somn. Și ce facem în acest caz? Și atunci ce facem? Ne asigurăm că cititul se termină cu jumătate de oră înainte de somn. Am înțeles, bun. Da, și ce facem în schimb? Da. Sunt lucruri, cum le spun eu părinților, plictisiții. A, să-i plictisim. Aha. Adică facem același lucru. Spunem la revedere la toate tablourile din casă, la mașini, punem lucrurile la culcare. Adică facem lucruri care să le spună creierului lor, acum urmează să te culci. Mai și... există și o altă variantă, pe asta am făcut-o și mi-a zis, mami, e o prostie, că ele nu-mi răspund. Mă rog, e doar... Dacă este mai mare, da, putem să facem, de exemplu, să aibă o rutină în care își pune mașinuțele la somn. Aha. Sau păpușile la somn și le acoperi, le cântă ceva. Adică e prin... Sau poți să faci cum am încercat eu și a funcționat. Da. Asta am încercat să-i explic sistemul bancar și mai exact de ce folosim moneda și bancnota. 5 minute era somn, gata, că nu vrea nimeni să audă așa ceva. Te duci într-un subiect de ăsta, l-ai pierdut, îl plictisim, asta e important. Exact. Voiam să te întreb dacă îi afectează pe copii schimbarea de oră în weekend, trecem la ora de vară. E un impact aici? Un părinț ar putea să fie fericiți, pentru că dacă înainte se trezeau la 5 jumate, acum se vor trezi mai târziu și îi ajută. Dacă vor să mute ora, îi afectează pentru că pierd o oră
Și atunci pot să fie cu toleranță mai mică, pot să fie și scăderea imunității. Și așa că recomandarea ar fi să nu facă o trecere bruscă, ci mai degrabă, de cursul unei săptămâni, să schimbe treptat ora. O întrebare, și cred că și din public. Când putem să renunțăm la somnul de după amiază? Că dă semne și nu vreau. Vreau să-l țin încă în somnul de după amiază. Păi, în primul rând, trebuie să ne asigurăm copilul e pregătit. Da? Da. Și renunțarea la somnul acesta de prânz se întâmplă între 3 și 6 ani. Da. Și ca să ne asigurăm că e pregătit, da, dacă în ziua în care nu doarme, după amiază eu mă înțeleg cu el, are aceeași stare de spirit ca într-o zi în care doarme. Dacă nu, nu suntem acolo. Bun. Înseamnă că mai degrabă îi se pare altceva distractiv în loc să doarmă și trebuie să revin la rutină, la momentul potrivit, starea mea să fie relaxată, că asta ne-am apucat să spun mai devreme, că starea adultului e foarte importantă. De acolo cred că pornește totul. În ceea ce privește bunăstarea copilului nostru. De aici, din noi, părinții. Hai să eliminăm starea adultului, cumva. Așa. De la ce vârstă e bine să învățăm să se culce singuri? Acum, există varianta ideală, da? Asocierile de somn încep să se formeze la 6-8 săptămâni. Și atunci, dacă de la început, da, eu fac o rutină copilului, în care îl pun în pat, îl mângâi, dacă cumva se supără, îl iau în brațe liniște, și atunci îl învăț de la început o asociere, da? Să fie în controlul copilului, e varianta cumva cea mai ușoară. Dacă am trecut de pragul de 4 luni când se consolidează asocierile acestea de somn, nu mai crez, ci doar o schimb și plec de la ideea că creierul nostru, da, și legăturile neuronale se schimbă și se consolidează în termen de 3 săptămâni. Adică e nevoie timp de 3 săptămâni eu să fac să alte lucruri. Să se împământenească un nou obicei. Exact. Mona, acum pe final aș vrea să ne spui cum trebuie să arate rutina de seară a copilului nostru. În primul rând spuneam că avem nevoie de acea jumătate de oră, da, în care să reducem stimularea, da. Și la finalul acestei perioade putem să avem 4-5 elemente care îi spun creierului că urmează să se culce. Ne îmbrăcăm în pijamale, ne spălăm pe dinți în funcție de vârsta copilului, da. Cântăm un cântecel, putem să avem și zona, cum ziceam de mai devreme, de pun jucăriile la somn. Și e foarte importantă în rutina de somn, ca copilul, pentru că până la urmă e o separare de adult somnul. E foarte important ca în acea rutină părintele să fie prezent emoțional, pentru că altfel copilul simte și se agață și nu mai devine despre somn, ci devine despre conectarea cu adultul. Atunci ce le recomand părinților este pur și simplu să respire, să-și închipuie că intră aer de o culoare, este altă culoare, de exemplu, care să-i ajute să fie prezenți în momentul ăla, fără să aibă așteptări. Să doarmă nu știu câte minute, da, să mă duc eu. Sau în cazul nostru, dormiți cu el în pat până la 3 ani și jumătate. Până la adânci bătrâneți, presim că o să dorm cu el până la 16 ani, în ritmul ăsta. Mona, îți mulțumim tare mult! Mulțumim pentru informații.